Salut și bine ați revenit pe canalul Fongoro. Știu că nu am mai postat de mult, dar am revenit, iar în acest tutorial vă voi arăta cum puteți reseta telefonul Galaxy J3 2016 și vorbim despre acel așa numit hard reset. Deci, haideți să-i dăm drumul. Ok, primul lucru ce va trebui să faceți este să opriți telefonul de la butonul de pornire și selectați oprire. Mare atenție, să știți că se șterge totul din telefon în urma acestui hard reset, iar de asemenea va trebui să știți că dacă aveți un cont de Google salvat pe telefon, după resetare vă va cere să vă introduceți userul și parola de Google. Bun, ce va trebui să faceți este să apăsați pe butonul de volum în sus, tasta Home și butonul de pornire deodată. Ok. Iar acum puteți lua degetele. Bun, cu ajutorul tastei volum în jos, selectăm Wipe Data Factory Reset și apăsăm pe butonul de pornire pentru a acționa. Iarăși, tasta volum în jos, selectăm Yes, Delete All User Data și apăsăm pe butonul de pornire pentru confirmare. Acum se resetează. Și pentru a reporni sistemul, apăsăm pe butonul de pornire pentru a rebuta și așteptăm câteva secunde, chiar un minut, până ce telefonul va reporni. Ok, și m-am întors. Bun, ce trebuie să faceți? Să selectați limba telefonului. Haideți să căutăm limba română. Ok, dăm înainte. Bun, și va trebui să facem setările inițiale. Voi derula pe rapid. Bun, și am terminat cu setarea inițială. Ok, haideți să intrăm puțin la aplicații setări. Mergem la despre dispozitiv și informații software. Deci acesta este telefonul meu, Samsung Galaxy J3 2016, J320F. Versiunea de Android este 5.1.1. Nivel corecție securitate Android din 1 ianuarie 2017. Bun, vă mulțumesc că ați urmărit acest clip, sper să vă fie de ajutor, iar în zilele ce urmează voi face și un tutorial despre cum puteți trece de contul de Google, în caz că nu-l mai știți, pe acest telefon. Să aveți o zi faină!